dată a fost organizat un concert de rock a elevilor ce fac parte din Centrul Cultural Zvorul Stelelor din orașul Florești. Este un proiect de promovare a tinerilor talente, viitori artiști cu potențial de afirmare pe scenele noastre. Scopul este promovarea tinerilor talente din orașul Florești, cât și atragerea tinerilor la participare în activitatea artistică, deoarece frumusețea spirituală totuși rămâne a fi una din principală, adică în educația copiilor. Și în Asociația Obștească Izvorul Stelelor sunt mai multe studiouri. Este studio muzical, care își va prezenta astăzi, adică lucrările muzicale, studio coreografic și studio teatral. Deci astăzi tinerii din studio muzical își vor prezenta lucrările, cât și lucrările binecunoscute, cât și lucrări din creația proprie. Deci, studioul nostru muzical este condus de domnul Sergiu Dăguță și suntem foarte mulțumiți, lucrează foarte bine cu tinerii. În studioul participă peste 30 de adolescenți. Deci, instrumentele muzicale sunt câștigate prin proiect de la Ambasada Norvegiei în București. Și deci ocupațiile sunt săptămânale, copiii sunt au condiții foarte bune de ocupație și deci noi suntem foarte bucuroși că putem să le oferim copiilor aceste condiții unde pot să-și dezvăluie activitatea. Concertul s-a desfășurat sub genericul Muzica este scânteia care aprinde focul în sufletul omenesc, iar participanții și-au exprimat prin muzică cele mai adânci sentimente și trăiri. Pentru acești elevi, muzica a devenit o pasiune și esența unui viitor prosper. Noi nu cântăm un anumit gen de muzică, noi cântăm, am combinat mai multe genuri pentru a obține ceva frumos. Și am ales această direcție deoarece cu muzica m-am ocupat din vârstă mai fragedă, pot să spun, și vreau să continu acest lucru. E o hrană pentru sufletul meu și este ceva special pentru mine. Chitara, deoarece îmi place și anume pot cuceri anume cu ea inima muzicii, ea anume redă inima muzicii rock. Viața fără muzică nu există, nu-mi închipui deopște viața fără muzică. Zi stil mă vibrile, pentru că mă davno slușăm muzică în tăcăm направлении și мы решили заниматься именно этой музыкой, потому что она нам очень нравится, и мы решили делать то, что именно нам нравится. Participanții au venit cu cuvinte de urări de bine pentru colegii lor. Sigur, cât mai mult succes și să-i vă foarte, foarte și foarte bine. Eu sigură de asta. Eu хотел бы пожелать всем удачи и поменьше волнения. Все будет хорошо. În curând, Centrul Cultural Zvorul Stelelor preconizează deschiderea unui teatru în care vor activa tinerii din raionul Florești.